să cineva zice, în momentul în care un organism sănătos se adaptează unui sistem bolnav, ceva nu este în regulă. Deci, se însănătoșește sistemul sau se îmbolnăvește organismul? Nu, cred că se îmbolnăvește organismul mai degrabă, da? Pentru că în momentul în care a pătruns într-un asemenea sistem, dintr-o dată face parte din sistem și este condus să se îmbolnăvească, da? Eu cred că persoanele respective sau grupul de familii respective au avut acces într-adevăr la anumite informații, dar în același timp au reușit să pună în practică un sistem extraordinar, care nu necesită niciun fel de explicație, având la îndemână toate bogățiile aproape a pământului, lăsând, creând un spațiu deschis între națiuni, considerând că în acest mod ele pot fi mult mai ușor manipulate. Creând o singură monedă unică, creând o singură, nu mult timp, dar oricum vom asista la probabil o globalizare totală. Aici s-ar putea să te dezamăgesc, de dar ce? eu da? Sunt un partizan al noii ordini mondiale. În sensul, amândoi suntem. În sensul pozitiv. Spunea și domnul Coruț mai devreme. Și i-am dat perfectă dreptate mine însumi ascultându-l și sunt absolut de acord cu domnia sa în această privință. Eu cred că de la războaiele între triburi, între familii, între ginte și între popoare, în momentul în care lumea devine o singură familie, lumea aceea va fi mai bună pentru că nu mai are cu cine să se războiască. Asta e o teorie. A doua teorie, pentru că distinsul prieten care i-a pus tirul de întrebări domnului Coruț, sugera acolo că singurul președinte care nu a fost mason, adică Kennedy, a fost și omorât din această cauză. Sigur că nu, cred că nu asta a fost intenția, dar asta poate să reiasă. Am studiat foarte din profunzime istoria și doctrinele masoneriei. Sigur că masoneria nu mai este deloc ce a fost. Dar scopul masoneriei vechi, a inițierilor spre șlefuirea și elevarea umană și spirituală a umanității, a lăsat niște dâre foarte luminoase și puternic pozitive în evoluția umanității. Sigur că masoneria în sine, ea ca și concept, este o doctrină de lumină, dar în ea astăzi se găsesc foarte mulți oameni care și-au vândut apartenența la o ierarhie spirituală, concentrându-se doar pe orizontală și transformând masoneria într-o mafie. Să facem această distinție. Masoneria nu este ceva de rău. Studiată cu atenție, ea nu este secretă, pentru că documentele există și cărți există. Citit cu atenție despre ce este vorba în masonerie, veți vedea că cel puțin teoretic este vorba de un șir de trepte care te apropie de o cunoaștere spirituală. Dacă ea rămâne așa, depinde doar de cei care o compun. Nu trebuie anatemizată masoneria în sine. În masonerie, în toată lumea, există tot felul de oportuniști, tot felul de afaceriști. Masoneria în sine, la un moment dat, chiar și excludea. Excludea oamenii de afaceri și nu prea primea oameni de afaceri în loje. Acolo erau artiști, acolo erau intelectuali, acolo erau oameni care își dedicau întreaga viață șlefuirii și elevării semenilor. Astăzi, probabil că în anumite obediențe masonice există tot felul de mafioți care confundă masoneria, care este o treaptă de evoluție spirituală, cu una de bunăstare materială. Să nu confundăm totuși oamenii răi cu o doctrină. Bun. Asta am vrut să spun. Aș vrea să te contrazic din ce cauză? Pentru că venim cu toții dintr-o experiență în care omul mergea către epoca de aur. Cine ne garantează nouă, având o asemenea experiență, că ceea ce n-ar putea aștepta nu s-ar materializa în aceeași chestie? Adică temerea ta, și aici aș vrea să vedem de ce părere are domnul Coruț, este că această globalizare, această unificare a popoarelor nu face altceva decât să uniformizeze masele tot pe palierul sclavagismului mulțimilor în favoarea unor, hai să zicem, elitiști, ca să-i numesc așa. Deci eu sunt un adept înfocat a globalizării, fiind convins că această micuță planetă din Calea Lacteie, care pentru noi este patria noastră comună și o iubim enorm, Geia. E mama. E mama, maica. Maica în concepția mistică sau în concepția darwinistă. În concepția mea științifică, nu e mama, e planeta natală și o iubim. Deci eu sunt convins că noi putem împărți, noi, oamenii din cele trei rase primordiale, europidă,
mongoloide și negroide, putem împărți această planetă în bună pace și liniște într-o nouă ordine mondială bazată pe cultul creației, cultul muncii, o severă morală personală, socială și internațională. Și etică, pe principii etice. Din acest punct de vedere, reforma pe care o aștept nu este cea economică, ci cea spirituală. Păi cea economică precede într-un fel cea spirituală. Lumea a așteptat un mântuitor în anul 2000, că se spuneau, conform doctrinei masonice, că la fiecare 2000 de ani, odată cu schimbarea axii de precesie din dreptul unei constelații către cealaltă, din cele 13 constelații zodiacale, la fiecare 2000 de ani vine un mântuitor. Lumea n-a venit niciun mântuitor, concluzia este că mântuitorul trebuie să fie printre noi. Trebuie să fie un iluminat, un sol divin, undeva, care gândește și radiază. Ei, nu putem să spunem toți că suntem aleșii divinității. Noi suntem înzestrați de divinitate, dar cei de sus, care luminează, care radiază cu mințile lor. Nu spun cei care au funcții mari. Că s-ar putea ca ăla cu o funcție mare să fie un bestial. Din punct de vedere moral să fie inferior nouă. Deci cei care vor lansa această doctrină a mondializării, a globalizării principiilor umaniste, principiilor de unitate frățească a tuturor națiunilor, de întărire a organizațiilor mondiale de menținere a păcii, de stingerea tuturor focarilor de război și de pedepsirea tuturor jefuitorilor, pentru că majoritatea războiilor sunt declanșate de interese. Da, am să rog pe Marian să citească un citat înainte de publicitate din George W. Bush, da, care l-a făcut pe Marian să creadă că e o mistificare. Pare rău că nu am avut video. Un discurs în 11 septembrie 1991 și care George, tatăl Bush, spune: avem în fața noastră oportunitatea de a crea atât pentru noi cât și pentru generațiile viitoare o nouă ordine mondială. O lume unde legea statului și nu legea junglei guvernează comportamentul națiunilor. Când vom reuși, și vom reuși, vom avea o posibilitate reală pentru această nouă ordine mondială. O ordine în care Națiunile Unite își pot folosi propriul rol de menținere a păcii pentru realizarea prometentei viziuni a fondatorilor Națiunilor Unite. Aici aș vrea să subliniez ceva. Cum anume s-ar putea avea încredere într-o nouă ordine mondială în momentul în care ea își impune punctul de vedere cu ajutorul forței? Și acolo mai există o propoziție pe care vă rog să o analizați, dar după publicitate, de ce este vorba despre legea statului care este laic, ceea ce e bine până la urmă, și nu este vorba despre legea divină? Da, am înțeles că după publicitate trebuie să răspund la treaba aceasta. Dar... pentru că nu vă supăra, statul român nu mai e de mult laic, la noi dictează religia. Ia copiii, popa ia copiii din grădiniță și duce să-i spovedească, indiferent dacă părinții sunt de acord sau nu. Nu pot să... Dar sunteți pornit destul de rău și de vehement împotriva bisericii. Sunt antireligios și anticlericlar, am declarat-o, sunt liber cugetător, antireligios și anticlericlar, deoarece consider că aceste fenomene afectează grav credința oamenilor în divinitate. Eu cred că toate religiile sunt bune, dar oamenii care o compun și o formează, ca peste tot în lume, pot perverti un englez numit Aș vrea să întreb pe domnul Pavel Curuță, în ce măsură, cât de realizabilă este din punct de vedere militar, din punct de vedere economic, social? Deci, în primul rând, că noua ordine mondială se va instaura în circa 3-4 secole. Așa. E tare greu să faci prognoză pe o perioadă atât de lungă, ținând seama că în acest secol deja se vor întâmpla niște evenimente revoluționare în viața omenirii. Acestea sunt cucerirea planetei Marte, cucerirea planetei Lune, descoperirea faptului că pe Marte au locuit străbunii noștri care s-au mutat pe Pământ, posibil ca în acest secol să avem și contactele directe cu civilizațiile extraterestre de nivel mondial și public, pentru că
în mod sigur contacte particulare există. Dacă și Vaticanul, prin directorul Observatorului Astronomic... Păi da, ei pregătesc... Se pregătește oarecum terenul. Se pregătește terenul, deoarece Vaticanul cunoaște de aceste contacte cu civilizații extraterestre. Deci planul viitor al acestei ordini mondiale nu-l putem intui noi. Eu l-am pus oarecum în această carte, în Secretele Vârstelor de Aur. Am spus că societatea viitoare se va numi o rânduire a creatorilor morali. Ea va fi bazată pe meritocrație, pe cunoaștere perfectă a științifică, a lumii în care trăim, deoarece cunoașterea perfectă înseamnă implicit cunoașterea perfectă a voinței divine, pentru că să cunoaștem legile după care se mișcă orice fenomen. Pe creație continuă de bunuri materiale și valori spirituale, căci noi grăbiți să punem mâna pe valorile materiale, am uitat de valori spirituale și asta este un lucru rău, și în fine pe o severă comportare morală. Bun, întrebare. Da. Dacă dumneavoastră sunteți atât de optimist din punctul ăsta de vedere, noi ceilalți, cum am putea, de ce ar trebui să credem în noua ordine mondială, ținând cont că ea mai mult sau mai puțin a fost impusă și ne este impusă cu forță? Să ne înțelegem. Eu nu v-am impus dumneavoastră să credeți în noua ordine mondială. Eu am spus că sunt un adept al noii ordini mondiale. Sunt convins că metisarea completă a pământenilor până la ajungerea în 3-4 secole la un guvern mondial, la un parlament mondial, este un fenomen pozitiv. Va duce la încetarea războaielor cu caracter etnic, cu caracter religios, cu caracter economic. Va duce odată la pacificare. Omenirea cunoscută de noi n-a cunoscut decât lupta. În faza primitivă era ucide sau fugi, funcție de cât de puternic erai, iar acum tot legea junglii domină. Bun, cel mai puternic îl înfrânge pe cel mai slab. Acum nu mai omoară, dar îl fură. Da. Nu, în un moment îl și omoară. Cazul lui Sahar, Saddam este edificator. Problema este următoarea. Dacă un grup de câteva familii sau câteva sute de persoane de Dumneavoastră vă temeți că noua ordine mondială va fi influențată de acest 1%, e vorba de 1% din populația lumii. Adică de Rockefeller și alte nume. Nu. Cu certitudine, planul ocultei mondiale regresive nu va reuși. Globalizarea se va face pozitiv în direcția pe care ne vor conduce iluminații creatori morali, ei la rândul lor iluminați de veghetorii divini. Perfect. Și atenție, aceasta se va duce printr-o luptă în care fiecare ne putem alege tabăra. Trecem de partea divinității, a iluminaților creatori morali, care ne prezintă un program de nouă ordine mondială progresivă, favorabilă majorității populației, sau ne plasăm în ramura retrogradă, nu mai învățăm carte, nu creăm, ne comportăm imoral și mai departe. Păi, în momentul în care suntem supuși acestui bombardament informațional, odată, există posibilitatea manipulării ca individ, nu? Dacă dumneavoastră sunteți de acord, ați fi de acord cu noua ordine mondială de parte pozitivă, unde s-ar pierde atunci națiunile? Ce s-ar întâmpla cu ele? Nu vor mai exista, va exista o singură națiune, se vor pierde tradițiile, fiecare va... Vor apărea și noi tradiții, se vor conserva cele mai bune. Nu credeți că undeva lucrurile scârție? N-am pierde și să vă spun de ce. În urmă cu 2000 și ceva de ani, exista tradiția ca să se mai consume din prizoniere. Îl băgau la rotisor și îl mâncau. S-a pierdut această tradiție și nu regretăm după ea. Era obiceiul să ne aruncăm solul în suliți, să-l trimitem la zeul Zamolței. Am pierdut această tradiție, nu regretăm după ea. A existat tradiția și, de exemplu, primei nopți. Feudalul își lua mireasa de sub de lângă mire, ce o ducea acasă și, mă rog, ce făcea cu ea, vă dați seama. Deci există tradiții bune și tradiții proaste. Cine îmi garantează mie că cele care vor veni vor fi tradiții bune și nu proaste? Păi stați un moment. Nu trebuie să vă garantez dumneavoastră, trebuie să luptați să le impuneți pe cele păi bune. Cum pot să mă impun în fața unui sistem care are toate mijloacele la dispoziție? Care este acel sistem?
Eu v-am spus că există o cultă regresivă, da, și există această forță progresivă, care tot o cultă este, pentru că e tot ascuns. Care nu e o cultă, într-adevăr. Pe această planetă, singurul fenomen inexplicabil supranatural e om, e Dumnezeu. Restul vedem la fața locului. Sigur. Și vedem, rolul unui mister vedem este de a fi descoperit. Cineva dă peste mâna acestei oculte, care a făcut un plan de degradare a ființei umane, de întoarcere în feudalism, prin misticism, prin astrologie, prin religie, prin toate, a dat cineva peste mână și a spus, stați un moment, noi mergem aici, uite, zburăm în Marte, au venit extraterestri, nu mai merge figura să spun că aia și așa. Deci, cu certitudine, oculta regresivă de care dumneavoastră vă temeți va fi înfrântă. Nu va fi înfrântă ușor, va fi înfrântă prin unirea dumneavoastră cu mine, cu dânsul și prin discuții pașnice între cei care vrem mai binele. Pentru cei care vrei mai rău, nu le dorim moartea, soarta să restabilească divinitatea. Eu nu sunt adeptul morții. Eu nu neg factorul divinitate aici, sub nicio formă, dar istoria, până la urmă, ne-a demonstrat, și mai ales faptul că au ieșit acum de curând niște documente destul de semnificative în sensul ăsta, faptele istorice care au dus la anumite evenimente, s-au demonstrat a fi până la urmă chestii conspirative. De ce? Deciziile unor oameni simpli și uneori retrograzi sau chiar nebun. Crezi că 11 septembrie 2001 a fost un act conspiraționist sau un act terorist? Cu siguranță. Totul stă la distanța de un clic. Dumneavoastră vorbiți de fenomene care la scara temporală divină sunt nesemnificative. Deci faptul că omenirea șerpuiește și nu merge drept către deplina umanizare și civilizare, este vizibil. Adică, regresivii trag înapoi, progresivii trag înainte, există o luptă, sunt victime și de o parte și de alta. Însă, dacă luăm istoria omenirii, vedem că axa progresului avansează continuu. Atenție! De ce susțin eu, am această poziție anticlericală și antireligioasă? De acum omul a început, i s-au dezvoltat suficient neuronii, suficiente informațiile din creier, de acum omul este capabil să înțeleagă câte ceva din voința divină și din atributele divine. În urmă cu 2000 de ani era prea sălbatic să înțeleagă sensul evoluției. Acum noi, înțelegând sensul evoluției, mergem pe sensul evoluției. Mergem azi, azi 10, mâine 100, poi mâine 1000. Și aici cred că e rolul 10.000, 100.000 inițiatice. Cred, cu tărie, credința mea, nu o vând nimănui, nu o propovăduiesc nimănui, este o credință interioară a mea, bazată pe experiențele mele personale și pe lecturile mele și pe viața mea lăuntrică, că există în paralel, și sunt absolut de acord cu ce spune domnul Corut, un curent progresist și un curent retrograd. Umanitatea este modelată pe rând. Când de curentul progresist? Vezi secolul lui Pericle, vezi renașterea. Când de curentul retrograd? Vezi ultimele două secole din istoria umanității, când civilizația europidă a venit și a impulsionat saltul către stele, domnule. Sigur, vezi Inchiziția la capitolul retrograd, vezi războaiele fratricide, vezi cinismul de astăzi referitor la Africa și la lumea subdezvoltată, la lumea a treia. Adică eu nu pot să accept ca om liber, nu pot să accept că un dolofănos cu fundul mare cât o baniță să-și plimbă hoitul, că nu pot să-l numesc altfel, pentru că este un cadavru viu, în niște mașini de sute de mii de euro, își lăfăie amantele în vile de milioane de euro, aruncă cu 15, 20, 30 de milioane de lei pentru o sticlă de șampanie, în timp ce frați de-ai noștri, că suntem frați totuși, cred că dacă tatăl e unul singur și mama, adică pământul, eu sunt mai esenian aici, apropo de pământ, consider că e maica noastră primordială, e aceeași, înseamnă că noi toți suntem niște frați. Nu pot să accept că un măgăruș din ăsta, un purceluș din ăsta, se lăfăie în toate comorile pământului, în timp ce un biet om din Kenya, Somalia sau Etiopia nu are după ce bea apă. Dragă Orest, o să fie acuzat de comunism. Bine, dacă ăsta e comunismul, poate că aș fi comunist, dar nu e. Comunismul e utopie negativă. Din această fază cinică din involuția vieții pământene e o perioadă de relativă involuție în plan moral.
Dar atenție, în plan științific e evoluție, se vede. O văd și cred că se vede evoluția. Se vede în plan științific al cunoașterii, al creației, suntem în evoluție. În plan moral, noi cunoaștem o perioadă de involuție față de morala din secolul 19-20. La începutul secolului 19-20, morala era ceva mai severă. Acum morala s-a relaxat și din motive economice în societatea de consum se poate cumpăra și vinde tot, inclusiv trup de femeie sau suflet de femeie, orice vrei, cumperi. Aceasta este numai o perioadă. Oamenii vor veni, oamenii sunt în căutare. Oamenii vor reveni la normal, vor renunța la această exacerbare extraordinară a simțurilor, în care nu deschizi un televizor fără să găsești discuții despre sex. Deși despre sex trebuie să discuți numai în intimitate și în anumite educații. Și cât timp discuți, n-ai timp să-l faci. Atunci mai bine îl faci în discuții decât nu, în discuții. Moment. Este o onanie sau alte discuții de asemenea. Ei, rând pe rând, oamenii vor reveni la pudoarea necesară. Oamenii vor reveni din nou la sentimente mai bune, mai umaniste. Pentru asta au nevoie însă de ceva. Să nu mai fie atât de îngrozitor stresați de lupta pentru existență.